Kibuțul Levi. Suntem la Kibuțul Levi. Kibuț cu... 1949 a fost s-a urcat pe teren și e un kibuț religios. Înseamnă că e o comună de oameni care nu se destângă. Sunt oameni cu credință care păstrează sâmbăta și lucrează totul ca să fie ok și cu agricultura și cu vaca și cu Dumnezeu. Asta sunt primele zile care au început să facă ei la zero. Nu e pe clum, de anșim, rob anșim ce itchilu ma kibbutz, îmi giu mea robam, mea kinder transport, nu știu că Austria, Romania. Majoritatea celor care au venit și au înființat kibbutzul erau copii care au fost salvați din lagările din al doilea război mondial. De ce se numește Leu? De unde vine numele ăsta? Leu vine de la cuvântul Hashem Levi ba mi Libia, nahon? Hashem Levi, bețem de mi Gemara, bețem ies ese pe Gemara, pe Talmud, ies aia macom, nikra Puntaka Levia, Masu Levia, vezei min bet malon, Cuvântul vine din Scriptură, în Biblie, este un loc unde scris că era un fel de loc de cazare, Libia. Și a rămas cuvântul Levi pentru kibbutz. Dar în limba ebraică, Levi înseamnă și leu masculin. Ok. Da, noi ne întâlnim la te cerul pe dere. Poze, tu mă bete malon, anii pomii 68, ופה לא היה פה, כשאני הגעתי זה היה פה... פה, קיבוץ, בטוח קיבוץ יש לכם ש... משהו מיוחד, כי אתם שומרים על השבת, אז... כן, אבל טוב, היום זה לא שבת. לא, 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 אני יודע. כן. אבל ההסבר זה בסדר, אפשר להסביר. איפה נלך? איפה שתגיד. Chestia că la kibbutz, în afară de agricultură, în ziua de azi, dar a început pe tema de agricultură, toate kibbutzurile. Hai să spunem ce înseamnă kibbutz prima dată. Ce înseamnă kibbutz? Înseamnă împreună. Cuvântul kibbutz înseamnă împreună. Un colectiv de membri care au hotărât să se urce. Care pun totul la comun. Totul la comun. Absolut totul. Nu primesc salar, mâncarea, educația, absolut totul. Dacă ai nevoie de un medicament, dacă ai nevoie de haine, tot ce dorești, duci și primești. Gratuit. Gratuit. Odată se spălau la spălătorie toate hainele, puteai să iei hainele vecinului tău, dacă e aceeași măsură. Da? Nu era... Deci inclusiv hainele erau la comun. Totul. Toți mergeau cu aceleași haine. Era salopeta aia albastră, nu era cum e azi. Asta s-a schimbat și la kibbutzuri, da. Asta dar astăzi fiecare kibbutz are și industrie. De exemplu, hotelul în care am intrat acum, așa? Industrie turistică. Au și fabrică de lemn, fac ceva mobilă. Și cei care lucrează în hotel din kibbutz nu primește salar? Toți, nimeni nu primește salar. Toți sunt la fel. Casele sunt modeste, vezi, nu sunt clădiri mari, pentru că copiii, așa va lina ikfar băbaie, Alina bebait etzlichem? Alina bebait, ken. Ein ayom, ani shesh ein ayom kibbutz alina. La început, copii nu dormeau cu părinții acasă. Copiii dormeau la școală, la grădiniță. La grădiniță și dormeau acolo și vineau. Am fost acasă câte dacă. Ok. אנחנו נכנסים באזור יותר טוב, אנחנו נלך לשם. זה אזור, שאני הגעתי 68, פה לא היה פה. כלום. בנו בתים. ותשימו לב לחלון הזה. כן. הממד. זה אומר, כן, אבל זה אומר, כל בית חדש, אתה יודע להסביר לך, כל בית חדש, או בית שמשופץ, צריך שיהיה לו... חדר ביטחון. ממד. מה, אני בא מסר את זה. אז זה מילה מפחידה, אז קוראים לזה חדר ביטחון. אז צריך לראות, זה סימן שיש פה, וזה חדר מיוחד, ביטון ו... נו ירו פרטי מר, וזה קופי וינאו דופה מסה לפרינס, תראי פעת רואה שדופה דומה הכלו. דקה וזה שעה און ג'אם, אז זה און ג'אם בלינדד. און ג'אם בלינדד? דופה רזבויו. מפה בעצם לא רואים כלום. קוירק? זה ביטון, אתה... אני יודע, אני אסביר, אני יודע. אה, כדי מטל. אני מהנדס חירוץ, אני מהחבר'ה אלו. לא, מעניין שב... כן, כן.
לא... בוודאי שזה מעניין, חובה. עוז? דה. דופר רזבוי, קורקטי, קורק, סוחותרת נסטרק, נו, יש לי עד הפוס. פי עיקרי טרבי סייבו קאמרה בלינדטה. אבסולוט פסטות, אורצ'י אפרטמנו. הייתי אופסת הדוגת, ככסי לראו מייבק. אין זה, או קאמרה דינסטה, קאמרה בישנוית נקסה. פרצי סום בלינדט, ג'אמו לי סום בלינדטי, עקומה סום שלי, עקומה קונטרגזיר, מכר. שאו, שאירסירי ספציאל, סקורצי, נו, מייטרבי ספוי מסקה, למין הקסה, este apărat special, este aer condiționat și este asta care curăță aerul. Aha, purificator de aer. Asta și dacă este cu tremuri de pământ, este cel mai sigur loc ca să intri în el. Spune-mi, pe limba română, amintește cum se numește? Este ghiocei? Nu, altfel. Ce se numește? Nu mai știu cum se numește. Este de la noi, bine. Și azi trebuie cum rim... Le perh berumanit, iruzul herpar. Azi, cyclomen... Berumanit, răzut. Așa zice dume. Nu, doar cu dume. Ești limon. Încă un lucru, vezi, are plantații de lămâși, asta e lângă casă. În chibuț ești ca la o casă de odihnă. Sunt multe spații verzi, cu iarbă așa, se trăiește în liniște, nu trec mașini în chibuț, mașinile rămân la parcare afară, în chibuț poți să mergi pe jos sau cu bicicletă. Pentru cei bătrâni au din astea electrice, ca să-i ducă de la un coț. Câți oameni locuiesc acum în chibuț aici? Cam aici eu, pe chibuț Lăvi, haverim. Pe chibuț Lăvi, berg 120-130 mășpăhot. Înășim? Căful arba? 500. אבל אנחנו, לא יודע אם זה כך, זה מעניין, אנחנו קיבוץ שיתופי, היום כמעט אין קיבוצים שיתופים, כמעט 80% מופרטים. נכון, אני רציתי קיבוץ שיתופי, בגלל זה באתי ללבי. אז אנחנו עדיין, אבל אנחנו גם בשלבים. בדרך להפרטה, גם. יין כסונטון קיבוץ אוריג'ינל, כמירה לנצ'פות, כסונטוס אמפריאונה. סונטוס תטרזש די פמילי, כמצ'וס די ממברי, די קיבוץ. 130 de familii, 500 de membri. Da, cam așa. În afară de hotel, care e sursa lor de venit? Huțme Malon, Maud, deci la Hempo, Haclăut, fabrică de mobile. Haclăut, este 300 de parot colvot. 300 de veci pentru lapte. יש לנו 30,000 תרנגולות לביצים. זה דימי, זה... זה חדש, עד עכשיו היינו שולחים אותם לצלחת. לפני שנה התחלנו עם ה... אבל תראה, זה דימי דגעין, פטרו עמותי, לא דימנקת. ביצים, ביצים לא למחה, ביצים לביה. או לליפון אינקובטור שפה צ'יפוי. שווין ון פוי. דה. Înainte erau de mâncat, acum nu le tai la mâncat. Fac ori speciale cu care fac alți pui. Este pomelo. Pomelo, care e cu căfut rubam, eu știu. Pomelo. Deci toate clădirile s-au adăugat ceva pentru camera blindată. Deci absolut toate clădirile care sunt aici au câte o cameră blindată. Absolut, orice clădire și dacă mergi într-un bloc în Tel Aviv cu 60 de etaje, ai spațiu blindat în orice loc și e scris, spațiu apărat. Acolo poți să... Freddy. Freddy. Acolo poți să... Ellis. Tu a vedeți, apă ce le-ai Ellis. Ellis? Că? Eliezer, anii vețem... Lă, uia Elias, mi-e Eli. Eli mergem cu un Eliezer Kaplan. Lă mi-e Rochov, abă ze șef și Eli. Chestia în chibuț, că viața e foarte liniștită. Dacă cineva vrea să meargă să studieze la universitate, nu-i problemă. Dacă cineva vrea să plece în excursie, în străinătate, nu-i problemă. Chibuțul plătește. Dar depinde cât. Dacă vrei o dată pe an, poți să mergi în Grecia, în România, unde e mai ieftin. Dacă vrei să faci excursii mai grozave, mai scumpe, aștepți 2-3 ani, acumulezi drepturile, punctele. Și nu există conflicte între membri, că zice, domnule, unul a fost la Paris și eu am fost numai în... Nu, acumulezi cum bani, așa sunt și punctele. În funcție de ce activitate desfășori și cât nu, de mult nimic, muncești. Activitatea este secretara chibuțului. Secretarul chibuțului se schimbă odată
la câțiva ani, la 2 ani, știu cum, în fiecare chibuț altfel. Care ține socoteala. Se adună chibuțul și se ridică mâna. Așa se votează totul. Un copil care s-a născut, Ken. Srif, ești poșelit, o simplu pinia azi când eu sunt poșelit. De bătând binean mi-a atxalat. Una din primele case, așa arătau, din lemn. Și aici locuiau oameni în casa asta? Da, așa, în toate case, toate chibuțul era din astea. Aha. Ca neșim, gau po, mod, mod de primitivi. Pășut. Pășut, bli hașmar, bli maim, bli șeutim, bli... N-aveau aici electricitate în camera asta, n-aveau apă, n-aveau toalete. Foarte simplu. Șomimu te aceam, nahon? Ai, ne-am de la microfon. La microfon, po. Ok. Și nimeni răți la ghele chibuți de vietă, de văcheri. Lă, afan lă bat interim. Eu ne-ai zdemnut așa. Ken, Ken, iam fe. Ești lu alfei ucvim. Ken. Cul iam și ne-am să-i toni. Răi, bisof, aiam și munată la fi mișrăută mașină din nitmol. Ok, iafe. O să-i zi că ceriti, că pomană. Că după... Mă, ești în așa niște nem chesef și fizic, nu mă sugărim la ghele, po. Terenul aparține comunității? Da, 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 da. Uite, ăsta este rezervorul de apă. Bărbăim, în 49, încă nu aveau turnul ăsta cu apă și aduceau apa de la distanță. Aduceam cu căruța. După aia au adus cu pe țeavă și în războiul de 6 zile, aici era locul de unde se putea observa armata dacă vine să atace. Gahadaroha? Lo, ja mi te crește. Ah, aici e sinagoga. Asta de aici? Da. Să intrăm pe la intrarea principală. De vezi, să aud numai glasul copiilor, flori, iarbe, copaci. E un loc cu tranquilitate. Nu simți aici liniștit. Ca în oraș. Foarte liniștit. Lumea liniștită. Da. Și toți sunt de aceeași idee. De asta ți-am spus că un chibuț religios este pentru oameni religioși. Cine nu vrea să fie religios? Are alte chibuțuri. Shalom. Shalom. Primer ראשון, לימוד, מועצה אזורית, לימוד כל מיני שיעורים, תנ"ך. לפי כאלה דומיניקה, בינו אמין דין רג'וני, שאו הייתה לקצי די תנ"ך של תלמוד. אז אני רוגצ'ון די סינגוגה. אה, הוא סעדה שהבין שסטודיה זה. סנבץ. חוזה. רגע, אני רוצה להתחיל נתחיל מפה. אוקיי, מה שתגיד. יבין, נכנסת איקונוי. לא. כי סון דוגרי ספציאל, הקיבוץ הוא עשתה. בבורות נציץ פה, זה בית המדרש, ופה יש... אז את שווה כאן, לא הגזיסת לפי קארי קיבוץ. Asta se numește casa învățăturii. Că știi, cine a terminat liceu, a terminat în alt chibuț. Vrea să meargă mai înainte. Ei învață toată viața. Sunt cărți, de jur împrejur, și se fac lecții la oameni, la toate vârstele. Majoritatea cărților sunt pe tema teologică, desigur. Și asta e lângă sinagogă. Nu se folosește sinagogă. De învățat, se învață aici. De rugat, se roagă acolo. Mm-hmm. Poate să se roagă și aici, dar dacă are acolo, acolo sunt durapuri cu solinitoră, nu aici. Asta e în amintirea oamenilor care au donat bani din Anglia, de undeva.
ieșit Ohed, în corona, nu i-am unde să le bebe tehneset. Aici a făcut un cor în timpul de corona, nu putea să se roage înăuntru, se ruga afară. Așa, po, ieșe muzaica, în izbirul ta, Ken? Ieșe po, șneme sau... השבטים. שני תמונות, אשר שני בסוף שבטים, בסוף ספר בראשית, יעקב בירך את הבנים, לפני שהוא נפטר. ויש תיאור של כל בן, ממש מספר בראשית, פה. Aici sunt 12 pozi care reprezintă pe cele 12 triburi. Iacob, înainte de a muri, a binecuvântat copii și fiecare i-a dat o binecuvântare, fiecare alt trib. Ken. Așa vezi, ארבעה חורים. למה יש ארבעה חורים? יש פה חופה. חופה. Sunt patru găuri aici. Când faci o nuntă, aici stă cei care fac cununia, pun patru stelpuri, pun deasupra o pânză specială și aici se face cununia. Pe locul ăsta. Pe locul ăsta. E lângă sinagogă. אני התחתנתי פה, לא יודע אם אני צריך להגיד. אני התחתנתי פה לפני שנים, וזה חשוב איפה אנשים עומדים. עכשיו, החתן עומד, זה קבוע, זה כאילו, דיברה 11, חתן על החמור, הבן על החמור, לידו יש פה... מזניע צדק. ויש איזה החותנת, והאימא והחותנת. אז היה לי בדיחה, אבל זה נכון, אני עמדתי פה... השעה עושתה צ'יר כסתורית, ברבט עושתה במגר. שלדיו זה של הסטינגה היא מאמה של סואקרה. סואקרה היא לאו שהיא מאמה היא בלנס, אני אגיד לי ברד. עכשיו, את השיעורים שבימי ראשון הביאו לפה, בגלל הקורונה שישבו גם ולא ישבו קרוב. Avem o șapsă ca așa, nu poate. Ok, au pauză acum. Vezi, și femeile care sunt beții, nu numai bărbați. Acum au pauză. Ne asimă să așa că e de lișini în America. Ok. Ne-am uit pe obițat. עד שנת 93 בית כנס עלייה פחות גדול עד למקיצה, אחרי זה הרחבנו כמעט 30 שנה. עזרת נשים שם? עזרת נשים, אחרי גם פה, גם פה. זה אותם הספסלים כמו גברים. הרבה פעמים נשים מקבלות איזה כיסאות כתר, עכשיו זה ממש אותו דבר. ופה זה עמוד חזן, פה זה תפילת התורה. זה דבר מעניין, אולי רוצה לצלם את כיסא אליהו לברית מילה. עכשיו, כל זה בונים פה, בנינו פה במפעל. במשך. כן. ויש מקום לכמה נשים פה? 400, משהו כזה, כן. זינצ'פי משה. ירם עמיק סינגוגה פרנום דיסון סטלפי, אומר איתו, לסטנגה של הדרי הפתעה, אסתי לוקו פטרופמי, și ce-s bărbații. Femeile sunt exact la fel, numai că este un fel de grilaj. Au aceeași mobile, toate sunt făcute la ei aici. Și în afară de dulapul cu cărțile sfinte care sunt în direcția Ierusalimului, la dreapta acolo este un scaun mare, vezi? Scaunul ăla. Roșu. Cu cuș. Aici e scrisă periscopă, în fiecare săptămână este o periscopă. Se citește o parte din Biblie. Și acum e periscopa, e talumătar de Parashata Shavua? Nu, no, nu. No. No. Lamala. Kudai. 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 Shabbat Abba. Sâmbătă viitoare. Vom să fim tfilat de Geshem. Vom să fim tfilat de Geshem. Astea două rugăciuni e pentru să fie ploaie. Și să se adaugă iarna. Asta este sâmbătă viitoare ce o să citească. Și asta este scaunul prorocului Ilie. Când se face o circunstanță, cel care ține bunicul, ține pruncul pe mână, pe scaunul lui
Că se face circumcizia. Da. Ok, let's go. Și aici aveți, Sorin, da. Aici au și cărțile. Aha. Au și cărțile. Aici este kibuț, așa că fiecare... Fiecare poate să stea unde vrea, dar dacă mergi la o sinagogă în oraș... Fiecare om are locul lui. E scris, da. Dar la kibuț e kibuț. Și la noi, la unele biserici, tot cei care donează scaunele aici scriu pe scaune. Deschide, când se citește Tora, se deschide pe masa asta. Mm-hmm. Deci scoate, dă perdeaua la o parte și scoate în dulap. Cum ai văzut la Sidul Plângeri? Poți de cumanizată și eu. Că? Este Knisa de Chisot Gargalin. Aici este intrare pentru invalizi cu roate. Cu căruciorul. Da. Se Gargalin, se neftat levad. Pe șabat se lo neftat levad. Se neftoh viadonii. Sâmbătă, trebuie să deschide cu mâna. Acum se deschide obișnă. Ei pot să stea aici unde vor. Cu căruciorul. Și aveți po ițim, te uite ițim, gvoim în mod, edo ițim, בשנים הראשונות שהגיעו לפה לא היה פה כלום והייתה רוח חזקה בחורף ונטעו עצי אורן כל מיני מקומות, פשוט נגד הרוח היה קר ורוח ותראו איזה גובה, זה 73 שנה כמדאו נצפות, הייתם פתו שנו, גולגולות, שראו ונטור נינורמי Și atunci au plătat pom din aștenat în toată curtea kibuțului ca, ca să puțin să protejeze, să apere. Bine, este simile mie ruach, numășare ECZ, acum לגמרי, כן. עכשיו אני שואל שאלה, למה אין ענפים? למה ענפים מתחילים בגובה של, לא יודע, 30 מטר? אני הגעתי לפה, היו עד, עד הרצפה ענפים. ו? למה אין? מה התשובה? התשובה היא שלפני 30 שנה, בדיוק, לפני 30 שנה, ב-92 ינואר, יורד 30 סנטימטר, ידעו 30 סנטימטר שלג ונשפרו ענפים בכל הכיבוש. נצינו סונט רמור, רמור נצף סוס, סון יר כנראה בין זה שנצפה עד לשוס, נהנתי כותרי זה שדה אין, הופוס תהיה נגרוזה וכוזה פעדה אימנס, יש קופה שיש לנסו בשניץ כוזה פעדה. שיצאו סקאר. רמור לי, או כזאת. דה. רזרובית. יל כנדה בנית איצה? ירו בנית איצה, מתי אתה הגעת לפה? אני 68. 68. זה 50 ו... הרבה זמן. אף הוא עושה נעים דלה על קיבוץ או... נו. לא היית בקיבוץ, היית בקיבוץ אחר קודם? לא, 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 בוא נפור. מאיפה ה... קבוצה מהארצות הברית. קבוצה. ירי הוא גרופה דין אמריקה, בניטייץ'. ורוב הקהילה הם מ... רוב הקהילה, המבוגרים שכבר חלק מהם, רובם בוא נגיד ככה, כבר לא איתנו, הם מהקינדר טרנספורט, מהראשונים. יש פה ושם איזה אחד עדיין... חי, אבל רובם לא, והיום איזה דור שני, דור שישי של... אני אוהבים את העצים עקומים, כל העצים המאוד גורים. קופקתי זה של סטרימפס. ולאט לאט אנחנו מורדים אותם, כי באמת פה יש גם איזה אזור ארכיאולוגי מאזור טבריה, לאו דווקא מפה. שמצאו כל מיני... עוד זה איזה תשובה ארכיאולוגית, אני יודעת, שדין טיבריה. בזה, Chibuțul, s-a bazat la început, comunitatea era de la kinder transport, copiii care au fost aduși de la lagările de concentrare. Da, e ceva din Tiberia ce mai găsit în secolul IV. O să mai vedem din astea. Și vezi, aici sunt două familii. N-au multe, erau... De fapt, două camere, pentru că s-au mai adăugat adăpostul, s-au mărit puțin. Da. Însă, normal, în kibuț, obișnuit, când în sistemul vechi, copiii nu dorm acasă, nu ai nevoie de mai mult. Adevărul că nu e așa, așa ușor. Chestia asta, că copiii nu dormit acasă, au fost și multe conflicte. Că o mamă vine mai mult acolo și una vine mai puțin și de ce aia a venit încă o dată și... Au fost conflicte cu asta. Dar asta de acum, din trecut. בתי ילדים שלא ישנים בהם כבר. לא, לא ישנים, אבל כל היום משבע עד ארבע וחצי, ארבע, כל הילדים פה, עד גיל גן, זאת אומרת, מגיל אפס עד גיל גן, ההורים עובדים,
Era din popa... Astea sunt baganu, casele de copii. De la 0 până la 4, părinții lucrează și este aici de dimineață, de la 8 dimineață până la 5, când se întorc de la lucru. Îi lasă aici. Au grijă de ei, da. Și asta e gratis aici, da. Băieții da. Mei au plătit 4.000 pe lună pentru asta. Da, tu n-ai stat la chibut. Când au dus băieții la... E bine, fiecare după altă vârstă, da? Deci asta e grădinița. Da, grădiniță de la 0, de la bebeluș, la dreapta, până la 4 ani. Și toți care lucrează aici sunt membri de chibuț. Da. Ei nu se bazează pe salariați de afară, de fapt. Asta era ideea generală, să nu... Tot e comunitatea. Să nu fii patron, să nu ai lucrător, care lucrează pentru bani. Da. În ziua de azi nu mai poate așa, total. Că la fabrică de acum cred că au și... Uite, vrei să filmezi copiii? Da. Ăștia sunt înainte de grădiniță, sunt mai mici. La creșe. Da. 3-4 ani. Îi scoate la plimbare acum. Tăghidli, alimudim, agboim, bețeferi, sudi, betihon. ליד בית המלון בית ספר יסודי עד כיתה ח' ילדים ומתיכון אין לנו תיכון דתי באזור הזה אין לנו תיכון דתי אז נוסעים חלק לטבריה חלק לישיבות יש איזה בית ספר קיבוצי בשדה אליהו הרבה ירקים כן? שלום. מעיין. שלום. 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 כן? שלום. 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 המצור. שלום. שלום. Copii sunt delicioși. Da, da, da. Întotdeauna. Foarte prietenoși. Da, da, curioși. Și liber, așa, nu... Da, 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 da. Maian, mama trec. Salam. 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 Asta e ce am spus, că mi-e greu să văd refugiații ăștia, că copiii ăia înseamnă că-i noștri. A, mergem în cealaltă direcție. Da. יש לכם גם עובדים שכירים היום בקיבוץ? בבית קרושת? לא, עוד יקום משהו סליאז די נפארה כאן. זה נבוי די מולי מולטי מנה די לוקרו. של ההוטל, של הפאבריקה, או של סליאז. אנחנו נתקדם. ג'ינג'י. זה מסוכן. אי, וזאת שג'ינג'י, לא? מסוכן. אז תמיד שג'ינג'י. לא. תמיד תאולי. ספטי. לבי, זה איזה קופים, פה שמי הרגשה, נאו פריקי די נימיק. לא, לא. נוס משין, נוס פניקולה, נוי נימיק, אה? Nu, să știi că de crescut, și eu am fost doar copil la 13 ani, eu am avut o viață de nebună. Era o libertate care nu există acasă. De la 13 ani când ai venit în Israel, ai stat în kibbutz până la 17, nu? Nu, nu, 2 ani. 2 ani ai stat? M-a luat acasă, măs. Numai un copil acasă, vreau să mă vadă părinții. Nu mi-a dat. Dar tu ai fost fără familie în chibuț sau toată lumea? Nu, numai eu. Numai tu singur? Numai eu. Aha. Eram cum îți ăștia, aveam școala noastră, școală până la clasa primară au aici. N-au liceu aici. Pentru liceu, oricând merg la Tiberia, ori dacă vor să meargă ceva mai religios, merg la Ișiva. Ișiva e liceu teologic, care da. Sunt în tot felul de locuri. Asta e ceva mai înalt acum. E ca liceu, dar e mai temă mai teologică. Acum aici la kibbutz. Bun, când ești pe bănet, ce de cort, trecăm de mai de aia, ce ai întrebat?
dacă acum la kibbutz aici mai mănâncă toți la o cantină sau mănâncă fiecare acasă? A ochele dai în bucată roche, nu? A ochele dai în bucată roche, dar pe gara corona, anachno... Țințeamtim. Rău, am văzut că ce ești o... Nu mulțumesc. Caută cheia, nu? Caută cheia secretă, da. O fi deschisă ușa. E deschis, te-am spus. Nu trebuie. Zeret, nică beta mă urește. Te bețem muzeion le chvod a rășunim. Este un mic muzeon în... În haluțim. Zeret, zbără pe acela mă spară, zbără că ze... Săcăl, o timp mod de mă găgeș. Ze a hotene ceri. Ima șele ești. Idee în Viena. Kindertransport. וזה מספר, לא יהיה למשבות, תלו להם המספרים, וזה המספר שהיא... כקופיל, דין ויאנה, קינדר טרנספורט, שנו עבר נומי, עבר נומר פייץ', השואה שם זה איץ', נומר וסודו שדוי. שתות קרבים דאיץ' עד שקרי או פיינצת, קיבוץ או עשתה, פוס תות דירה קינדר טרנספורט. דין תות אירופה, דין צל אירופיין דיפריטי קרי, au rezist, au supraviețuit Holocaustul. Despre o întrebă șnia, 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 sunt mărturii din o parte din cei care au venit aici, care au fost în Kristallnacht. Dacă ți minti, Kristallnacht a fost o noapte, înainte că Hitler a fost cel mai mare, naziștii, se numește Kristallnacht, că au spart toate geamurile la toate magazinele de evrei și au ars sinagogile. Vezi, geamurile sparte și arse și erau copii și au dat mărturii cum era. Uite, vezi cum era sinagoga înainte și cum era după aia. Au trecut pe stradă și făcea steaua lui David, scria Iuden, nu-i voi să cumpărați de ăștia. Night of the Broken Glass sau Kristallnacht, că s-au spart multe geamuri. Vorbim de anii 30, 35, 36. Acum poți să-ți închipui cum de la un popor care a trecut așa ceva, vin să fie oameni liberi în țara asta. Înființează un colectiv, înființează o viață nouă. Complet. Deci kibbutzul ăsta a fost înființat de oamenii care au supraviețuit lagărilor de concentrare. Da. După aia s-au mai adăugat. Erau venit din America în 68. Au mai venit și din alte țări. Dar baza, primii care au venit aici erau aia. Au fost supraviețuitorii. Așa se mergea cu căruțul ăsta, cu mâncare. Ducea mâncare. Poștea se primește așa. Cutile poștale. Astăzi de acum este e-mail, da? Dar și eu, unde locuiesc eu, n-am acasă cutii poștale. Suntem vreo 300 de familie. Aha. Este la centru, la secretariat. Mă duc să scot, că trec pe acolo. Este cărucior de supermarket, cum era, nu? De... Can. Supermarket. La grădiriță, la școală. Am început cu școală. Și astea erau case din Suedia, așa se numea cabanile astea din Suedia și țin bine, foarte bine. Uite, sunt din 1950. Asta era la început, în anii 50, când au venit mulți imigranți și nu se putea construi și asta s-a construit rapid. La South.
Nu mai locuiește nimeni, doar de muzeu, așa, nu? Da, asta a rămas, vezi, face jos beton, ridică așa, tic-tac, în două zile ai casă. Dar țin, să știi, și țin și bine ca temperatură. Nu e foarte cald vara și nu e foarte frig iarna. Izolează termic bine. Eu am trăit în așa ceva, când a fost în chibuț. אז אפשר לשלם ולאכול אחד אוכל, אפשר לשלם, לקחת אוכל הביתה, לאכול בועד, מה שנוח. להנצ'פות, אסי אירה שרה דימסי, מנקאות דיטריור פזי. שברי תואת הזיוון. Acum, de când e corona... Iartă-mă, ore fixe, adică știa tot chibuțul că la ora 7 dimineața se mănâncă așa... Între 7 și 9 dimineața, între 11 și 1 prânzul. Ok. Însă, acum, din cauza că e corona, nu mai vin toți să mănânce, poate să ia mâncare de aici acasă. La suvertaj, la pachet. Dar numai sâmbătă. Dar ei nu gătesc acasă. E, deci. Numai la prânz. Nu gătesc acasă. E, gătesc, da? Micul dejun și seara, da. Aha. Ei au de acum și buget pentru mâncare. Uite, vezi, la fiecare chibuț în fața serii de mese este iarba mare. Ca să stea lumea pe ea. Ca să se stea, să dansează, să vorbește, să cânte. Asta e ceva, un fel de must. Nu există chibuț cu seara de mese și nu ai iarba mare în fară. Este peste tot iarbă. Aha. Spațiul ăsta e ceva foarte tipic. Și se țin și spectacole, bă, de aici, uite, da, cum e da. Afișul ăsta. Asta e pentru copii, dar da, se țin. Au film, acum s-au schimbat, știi? Sunt cinematografii high-tech, de cum merg afară. Dar au și săli de teatru, la câteva chibuțuri, unul mai mare, care se duc... Miroase mâncarea. De toate, da. Asta e sala de mese a chibuțului. Da. Și aici bucătăria, se gătește, lumea știe între ce ore și ce ore se mănâncă. Exact. Se servește, așa? Toată mâncarea e kosher. All the food is kosher, ia? Sigur. It's kosher, ia? Vezi, ăștia poate să iei acasă. Îi pune în cutie și iei acasă. איזה תקציב מקבלים בשביל לקנות אוכל? מקבלים לפי גודל המשפחה, לפי... זה תקציב לאוכל. תקציב אוכל, כן. דופ מרים מהפמילי, פרימשתי בוג'ט פטר מנקארי. אי אוקיי. נורא מפלמנט. בוג'ט כבן סאו כשי קנטיטת זה מנקארי? בן, בן, נו, בן. איך אתם משלמים במזומן או שיש איזה כרטיס? לא, לא, מחייבים מחשב. נו קובן קש. Merge la ea și ea scrie okay. Acolo pe carburator. Bocă vere, bă bai. Dimineața și seara mănâncă acasă, își cumpere producte, prânzul aici. Cine dorește poate să mănânce aici, cine dorește poate să ia acasă. Nu e uriburi, e mai simplu, da. Nu, e foarte, foarte interesant așa să totul la comun, știi? E... Așa, așa era întotdeauna. Teoria comunistă, exact, Ceaușescu a, exact. A construit circul la foame în București peste tot, ca lumea să vină acolo să mănânce toți da, împreună. Ai terminat de mâncat, e vasele și le duci cu tava asta, le pui la spălături acolo. Nu curege cineva după tine. Îi duci la bucătărie și ești mașină de spălat și acolo se spală. Și am ținut un mașină și l-o găitem pe Haim. Ken? Mă-i rog, la pânăvă, o tăca. Ok. Așa mă, oi, mă-nean. Eich, anachnu, osim pisa. Lo țărăiech mâchonat pisa. Ain lănu băit mâchonat pisa. Ain mușag eich zău văd. Eich văd mâchonat pisa. כל הבגדים שלנו מסומנים במספר, אנחנו מגיעים לפה דלת חשמלית שתיפתח לבד,
Aici e spălătoria. Pe Shabbat nu zocem pisa. El habar n-are cum arată mașina de spălat acasă. Niciodată nu a avut. Aduce totul la spălătorie aici? Fiecare are un număr pe haine. Ok. Aduci pe spălătorie și iei înapoi spălat. Spălat. Călcat. Nu sâmbătă. Shabbat nu zocem pisa, că e de pașmălui de la acolo. Sâmbătă nu se pune, că asta e ușă electrică. Și aici, după ce fel de haine ai? Le pui aici. Alb sintetic, negre. Asta nu vezi nicăieri, numai la kibuț din ăsta. De ce scrie și în engleză? Sunt oameni care nu știu ebraică, care vin în kibuț aici? Lama cat ușe, lama banglit, că mișcări și lui de biblit? Nu. לא, למה כתוב באנגלית ושואל? למה לא באנגלית? יש פה קצת עובדים זרים של מבוגרים, מטפלים שום שהוא אמין אינסטנטטי, כי לוקרא זה קובטריני אז אותו מדיקל, פיליפיניות של... ניציינו, תות ספונה איצה תותו אוקיי של פיליפו אנחנו נמשיך, נסתכל מה קורה הלאה ארון קייצה תותו ופה היה פרימשת קורת Închipuți că nu au văzut în viața lui mașină de spălat acasă. Nu știu ce e asta. Și din 60 ceva aici, a? Din 68. Și lumea vine cu... Zocrisa, la vicrisa... Iei un căruciu de asta, că se pui în ea toate rufile, le arunci aici și după aia costă le acasă. Uite, a venit doamna după haine. S-ar putea. Eu când am fost în kibuț, nu era așa de sofisticat, de erau foarte simpli hainele. Toți aveau cămași albastre, pantaloni albastre. Așa am zărat în cuisa. Mă căvăi așa. Din cea zărat, nu vei dar mișa, o ieși ibuș, cuisa, ibuș, face aici rufile, le usucă, le pune după numere și aia te mă căpeți de fi mispar. Fără believe, a mispar de haka. Dacă aia e vulci, după după ce le uscat? Nu, bune dacă אין צורך לעשות כביסה אפילו, כל אורחי מלון רוצים להצטרף, בפעם שני. לא עושים כביסה, לא עושים כביסה. מוספים לי להוטל, בוא ספה כשיש. לא צריכים לעשות כביסה, מה, יאללה, מתי... אז הנה מעלה הבאגר, במחר בבוקר בארבע, אתה צריך לקום לחלוק ברפת, אז כבר התאהבות יורדת. שאני כציני צ'ריס, ספה כשה צ'בה שפני בני, פה ספה רופילי, Também da fase minha se deve se trezer, que se mexe muito lá, 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 היום יום ראשון, זה בשבת המלון כמעט, כל שבת מלא לגמרי. כן. הוטל עירה פלינסן, בצד שכה, אהו מוטירופיה כמו. עכשיו פה יש בגדים צנועים, כמובן יבשים, תלוי. כל משפחה יש פה... וזה עצה זה כמו... דופו נומרי, כאוז נומרו טוב, אינטר עצה שווה, זה צ'ינסטי נוב. דקי אתה, יהיה. זה לכל משפחה, יש פה תא, הנה אני פה, הנה אני צריך לחפש. אתה רואה את המספר שלי פה? כן, עשיתי 157. אז אני עולה בא לפה. עלוי, עשיתי 57, מדי, יש לי, יש לי תותו, שעלוי. 157. אוקיי. זה מי, מי, טראוזרס, מי... שלי הקאסה. שקואסה סטרמינת רופילי. רוצים בגד שמישהו יגהץ, לא אני. מישהו יגהץ חולצת שבת או משהו, אז לוקחים מפה ותולים פה. דקברי ספי קלקט, ליהי דאיץ', ליפוי איץ', שדוצ'י סריקטה. עכשיו פה יש סכים. פה יש סכים.
בשביל גרביים תחתונים שלא יסחו פדרו, קילות, שוסטי. כל אחד יש פה גם את המספר של המשפחה. נומרו די פמילי. שכסי לארנג' איזה כמו. וזה פה... וזה תחתונים, גרביים. סמרטוטים... יפה! יש פיקרי אומרי הוא נומר. נדה? פיקרי פמילי הוא נומר. אני לא רוצה לשאול כלום. נומר די פמילי. לא תיבה סי גרישה די דימיק. נומר די פמילי, נומר די אום, די פרסונה. נומר די פמילי, פמילי. אה, כעשה דורי... אבל אל תשכח, כולנו עובדים, כל אחד עובד, אבל לא מקבלים משכורת. במקום זה, מקבלים בית, מקבלים תקציב, אוכל, מקבלים חינוך, בריאות, מקבלים כל צורכי הבריאות. נו פרימש דומבן, דתוס פרימש תות שאו נבואי. כתוס לוקחי הזה. כל אוטומטי. ומי מחבר את זה? אתם הפרמה דבת של קיבוצויים. עובדים, אבל זה לא מפעילים חשמל. המכונה מדלקת, כן. Freddy tocmai a întrebat cum lucrează sâmbă, dacă n-au voie să dea drumul la butoane, n-au voie să pune curent. Totul merge pe calculator. Așa. Adevărul, ca să pui, să-ți tragă laptele, nu faci niciun scurt circuit. Totul funcționează tot timpul. Aha. Așa că poți să-l imi. Deci sâmbătă... De trei ori pe zi și sâmbătă. Chibutului nu acționează niciun buton. Niciun buton. Calculatorul mulge vacile. Totul. Că vaca, cum ai spus, nu poate să stea nemulți. Calculatorul e planificat de acum. Ce faci la ora 4? Holstein sau ce faci? Poftim? Ce faci sunt? Holstein, cred că arată foarte bine. Eze suc parotul și era, nu e de ea. Black and white. No. Black and white. Black and white. Cafe în halav. Asta e pentru cappuccino. Alb cu negru pentru cappuccino. Mie îmi place mirosul. Da, miros eu cu asta am crescut la țară, cu mirosul ăsta, am crescut în sat. În ea te rea. În ea li te arță, ei te răftan, pe le-a văzut pe șară. Se... Bău, gădal, băcvar. Că, vede și măschete. Vezi, are numărul 690. Da. Când se duce la spălate, ia tot haine de 690. Da, pentru spălate au fost numere. Pe Mahbisai mi spar 6 mute și imzut. Ah, ok, regă, se chehe bahio, sinteti cutna. Trebuie să știe dacă este rufi albi sau negri. E alb cu negru la ea. Simpatic. Fii atent unde cați, nu ne aduce la mașină. Hai să ne întoarcem, da. Nu ți la mediană zeva, fezină zeva, pentru a lua. Picănesc, distăchere. Inte aici, poți să filmezi. Aici bagă vacile de acolo. Da, o instalație de mulți. Instalație de mulți. Și încă o dată, sâmbătă totul funcționează la fel, fără să atingă niciun buton. Buton, dar manual duc vaca acolo, că nu știe vaca că e sâmbătă și vine singură la mulți. Nu, vaca e dusă. Să conduci vaca e ok. Trebuie să ai colțat, țară care colvim, țară care mehinim, vei să iuțim. Într-o parte sunt 12, o parte îi pregătește, o parte îi mulge și ele știu să se întoarcă înapoi acasă. Așa, la mai ești cu un izbiră, să vedeam. Iuțeb, eu mă vive ere. Azi mi-o am govii. Ad, muțe și bași șlușa iamim șlimim, atolo și lecă huță. Halam și apă, muțe și bați. Au rezervare foarte mari. Pentru că în fiecare zi vine un camion care face transport. Dar ce faci sâmbătă? Sâmbătă nu vine camion aici. Și sunt sărbători când sunt 3 zile. Au de 3 ori mai mult loc de păstrat laptele, că e păstrat la frigider aici, în containerile astea. Și atunci când s-a terminat, sâmbătă seara vine mașina și ia laptele. Fac și brânză, fac și preparate de astea din... Lu! Inia, pe oricva abă de râs,
Uite, de acum el așteaptă să meargă să fie mulți, însă este la mâncare. Băieți. Mai nian po, ne gira pe avem mișcat așa. E, bidea hrană, bă, ne să la chiar. Ești po, m-am terot chiar, cum o băgina? Că? Și mă nechea atinim. Azi mă gind po la Haliva, ez elem cum ne cacii vă... Stau la coadă. Au aici, au aici și sistem care le curăță picioarele și unde le munge, nu? Ce uger mare au. Da. Da, ele așteaptă acum, ele sunt plini. Vezi, eu venit singur aici, așteaptă acum, vrem să fim mulți. Cam nu te-ai nătpăra, po? Ce? Cam nu te-ai nătpăra ca ha... Ghibura? Sunt stahanoviști aici, mă, am primit primul loc în lume cu văcile astea. Da. Sunt bine întreținute, mâncate. Eu când am venit ca copil, am lucrat la grajd, la văci. Așa? Puțin, la început. După am trecut la porci. Eu am fost un chibuz de religioși. Asta era un chibuz de stâncă, aveam și religioși. Haide. Au construit mobilă? Au construit mobilă pentru mai mult de 6.000 de sinagogi în toată lumea. Wow. Uite, scrie pentru că nu, din cauza că e corona, nu fac vizite în toată fabrica. Ok. Zi mai ce mă simt. Asta e mobilă construită de ei. Da. Și s-au specializat pe construcția de mobilă pentru sinagogi. Uite, asta e în America, în Maryland. Aha. Super. Ia. Eu fui și arățiți? Mergem încolo sau? Da. Hai. Uitem și uitem? Lă, băiți ia. Așa ne țeai? Când ești arățiți poze la... Este un scaun așa mai special, mai fain pentru un rabin. Aici sunt exemple ce fac ei pentru... Da, da, da. Asta e pentru showroom-ul. Separat între bărbați și femei. Da. Showroom. Și aici e fabrica. Pozele reprezintă tot ce a făcut ei lucrări în toată lumea. E mare fabrică. Aici le asamblează. Da. Foarte mare fabrica. Cam au vdime și pe becăroșe? Sunt vreo 80 de... oameni care lucrează. O ieșim la stânga aici. Sunt vreo 80 de oameni în fabrica asta. Și au tot timpul de lucru. Au cereri tot timpul. Ei, sinagoga ca și biserica are fonduri ca să investeze într-o mobilă bună. Da. Aici fac dulapuri pentru surul de Tora. Scuze. Miroase a lemn, îmi place. Yeah. Am făcut liceu de prelucrare a lemnului și sunt un miros familiar. Uite, ăsta se fi durat, ăsta în spate. Nu-i gata încă? Se vede că e o sinagogă care are o încăpere mare, înaltă. Da. E foarte înaltă, să trebuie să fie mult mai înaltă în clădire. Și astea sunt pentru rugăciuni, da? Banca. Logă-mă,
încă unul. Bine, dar ele băiat în agărimă micțorien, de la... Asta nu e pentru muncitoare simple, da. Astea trebuie să fie meșteri buni pentru durapurile astea. Pe kibuț îi mete Tarmi un had. Vizita noastră la kibuț cu Freddy și cu domnul Eli, Eli îl cheamă. Da, Eliezer. A fost da. Foarte, foarte interesant să vedem cum trăiesc oamenii în comunitatea de kibuț și o să mai discutăm de asta cu Freddy la un live, ne mai povestește că a trăit și el 2 ani în kibuț, viața din kibuț. Vă doresc o zi minunată în continuare. Corect.